Începutul toamnei este momentul perfect să facem bilanțul în ceea ce privește pielea noastră. Spunem asta pentru că după luni întregi de soare, vacanțe la mare și ore de efort intensiv la sală sau chiar la saună, de ce nu, ca să arătăm bine pe plajă, primul care suferă este, din păcate, tenul nostru. Nu disperați însă, pentru aproape orice problemă există și o soluție și tocmai de aceea astăzi este alături de noi doamna doctor Viviana Iordache, medic specialist dermatolog. Bine ați venit! Doamna doctor, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să demontăm astăzi niște mituri. Aș vrea să vă întrebăm, în primul rând, sunt foarte multe produse, pe internet găsim o groază de articole despre produse care ne-ar face bine. Haideți să facem un top al acestor produse care se vehiculează ca și cum ne-ar face bine, dar, de fapt, nu sunt chiar așa în realitate. Apă de ploaie, pot să spun? Sunt două probleme. Prima problemă este faptul că oamenii nu sunt la fel și de multe ori chiar aceeași persoană pe zone diferite ale feței are tipuri diferite de piele și ar necesita îngrijire diferită. A doua problemă este asta pe care ai spus-o și tu, sunt multe mituri, multe reclame care susțin că produsul sau ingredientul respectiv reprezintă un panaceu. Deci merge atât pentru toate tipurile de ten, pentru toate tipurile de afecțiuni și ne produce efecte instantanee. Lucru care, neîndoielnic, nu este adevărat. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să ne îngrijim, pentru că de foarte multe ori în cele mai folosite produse cosmetice, mă refer la cremele de față, la loțiunile de curățare, de multe ori gestul este mai important decât produsul în sine. Haideți să le luăm pe rând. Uleiul de cocos. Uleiul de cocos n-are niciun fel de beneficiu și n-are niciun fel de valoare din punct de vedere al ingredientelor. El este un emolient ca orice alt ulei, deci indiferent că e de cocos, de măsline și așa mai departe, care face ca substanțele nutritive să nu poată pătrunde în piele, dar face ca pielea să păstreze apa în ea. Deci dacă dorim o hidratare superficială, o ocluzie, este ca și cum ai pune o folie peste un solar. Indiferent de substanța din care este făcută folia, va realiza aceleași lucruri. Bine, pentru mine, vă imaginați, doamna doctor, haideți să vă spun pe scurt, eu plec de foarte, foarte multe ori fără să mă demachiez de aici, greșit total, cu cremă odată la 6 luni, dacă o văd întâmplător, dacă am prin casă și așa mai departe. Unde vreau să ajung? Și noi bărbații ar trebui să avem grijă de tenul nostru. Chiar dacă poate pentru noi nu sunt la fel de multe probleme cu ridurile și așa mai departe. Ce putem face? Pentru că vă spun sincer, castraveți pe ochi n-aș pune niciodată. Mi se pare ciudățel. Norocul bărbaților este o piele mai groasă și o glandă sebacee mai generoasă, lucru care asigură o hidratare și o emoliere mai bună decât a femeilor la aceeași categorie de vârstă. Al doilea lucru este predominanța testosteronului, care face ca glanda sebacee să funcționeze chiar mai mult decât e cazul uneori. Așa că, într-adevăr, pentru băieți, indiscutabil, ritualurile pot fi minimale și anume, totuși, curățare trebuie, demachiere. Da. Din fericire, toți bărbații poartă machiaj la birou sau unde au serviciu, însă curățarea tenului, să nu dormi 8 ore după aceea cu o față îmbâcțită, mai ales într-un oraș atât de poluat cum este Bucureștiul și mai ales într-un mediu atât de toxic în care trăim cu toții, și mai ales zonele mai uscate cum este pielea din jurul ochilor, care este o piele subțire și de multe ori începe să se roșească și să ne usture înainte de a ne interesa problema ridurilor și altor imperfecțiuni cosmetice, este foarte bine să aplicăm. Și nu trebuie să fie costisitoare, nu trebuie să conțină niște ingrediente minune, dar gestul contează foarte mult. Dacă însă băieții au mai adesea pun sub ochi decât fetele, acolo nu mai scapă de castravete, de cartofi sau măcar de un produs dedicat. De cartofi nu știam, iertați-mă. Da, cartoful, de cartof sau nu, cum? Cartoful crud, felie de 1 centimetru grosime, pus pe punga de sub ochi, lăsată măcar 15 minute, drenează mai bine decât orice lucru pe care l-am putea înghiți sau pe care l-am putea găsi în comerț. Doamna doctor, cu da sau nu, bicarbonatul? Hiperhidroză, adică ne ajută să nu transpirăm și schimbarea pH-ului.
Bun. Vitamina C? Minunată. Într-adevăr, unul din puținele lucruri pe care le putem folosi la orice vârstă, în orice condiție cutanată și care ne va ajuta din toate punctele de vedere. Acidul hialuronic, atât de întâlnit și de discutat. Numai piele foarte uscată. Piele foarte uscată, creponată, mărunțel sau piele foarte iritată, pentru că el face ocluzie și nu trebuie să-l confundăm cu acela pe care îl injectăm. Deci acidul hialuronic de injectare are cu totul alte roluri. Are rolul de a pătrunde în straturile mai profunde și de a reține apa acolo sau de a aduce volum și chiar uneori efecte mecanice mai importante. Cel cutanat nu intră în noi. Deci nu trebuie să facem greșeala să ne închipuim că tratăm cu acidul hialuronic ridurile. Mai degrabă le tratăm cu vitamina C, pentru că el nu are pe din afară nicio funcție de stimulare a producției de colagen ca cel injectabil. În schimb, vitamina C, da. Doamna doctor, vă mulțumim din suflet că ați fost aici alături. Eu vă mulțumesc. Chiar am aflat ceva nou, apropo de cartofi. De nu știu dacă am pungi sub ochi, am... Puțin. Și cine a mai avea? Mulțumim frumos. Eu vă mulțumesc.